Ești sociabilă, meriți o viață bună și împărtășești cu ușurință plăcerile tale cu alții. Urmărirea frumuseții și a luxului te încurajează să cauți numai ce este mai bun. În mod constant lucrezi la ceea ce te înconjoară, aducând de tot mai multă atractivitate și armonie în atmosferă. În ciuda toleranței tale, nu permiți altora să îți folosească bunătatea. Determinarea și fermitatea sunt ascunse sub sclipire și farmec, așa că rareori ești de acord să faci ceea ce nu dorești. Tu încerci să-ți expui impresiile în orice formă disponibilă, în scris, vorbire sau chiar prin exemplu, deoarece este extrem de important ca tu să transmiți altora punctul tău de vedere asupra ceea ce se întâmplă. În acest sens, ești foarte dependentă de un public atent. Chiar dacă acționezi ca lider, tu folosești în primul rând poziția ta nu pentru exercitarea puterii sau a controlului, ci pentru a proteja sau direcționa viețile oamenilor apropiați de tine. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: forță creativă, bunătate și sinceritate, emoționalitate, calm. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă. Astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona banii. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a fi generoasă. Tu ești un adevărat cunoscător al armoniei și plăcerilor pe care viața le aduce. Tu iubești lucrurile frumoase și scumpe și dorești ce este mai bun pentru tine însăți. Te angajezi cu plăcere în design interior, dorind să faci mediul înconjurător chiar mai bine și mai plăcut ochiului. Ești foarte răbdătoare, dar nu vei permite nimănui să abuzeze de răbdarea ta. Sub eleganța ta exterioară, luxul îmbrăcăminții și maniere, stă duritatea, așa că rar acționezi contrar dorințelor tale. Ești extrem de grijulie cu cei dragi ție. Dacă mentoratul și tutela ta nu sunt binevenite, ești supărată și chiar poți cădea într-o depresie profundă. Ca și copil, îi iubești și îi respecti pe părinții tăi, dar sub presiunea cruzimii și nedreptății, îți poți demonstra protestul. În cazul în care părinții ajung la divorț, protestul tău va fi îndreptat împotriva vinovatului, iar victima divorțului, dimpotrivă, va experimenta un sentiment sporit de dragoste. Tu încerci cu toate forțele să menții stabilitatea în relațiile de familie și personale. Din păcate, tu nu reușești să eviți dezamăgirile profunde în dragoste, romanele nefericite și căsătoria fără succes nu sunt neobișnuite în modul tău de viață. Pe de altă parte, tu nu ești prea preocupată de convențiile adoptate în societate, scopul tău principal fiind educarea cu succes a oamenilor apropiați și realizarea ta în carieră. Dacă ești din cele singure și disperată să-ți găsești un însoțitor credincios al vieții, te vei dedica în întregime copiilor.
Bărbații născuți în această zi devin tați excelenți și își hrănesc blând copiii, susținându-i și inspirându-i, dar 24 aprilie este o zi pentru carieră, prin urmare, conflictele dintre carieră și viața de familie sunt inevitabile. Forțată să faci o alegere, suferi multă timp gândindu-te, încercând sincer să găsești un echilibru sănătos. Brusc te poți hotărâ să pui capăt familiei și să te dedici în întregime servirii unui grup de oameni, oamenii cu aceeași gândire, clienți, public, parteneri de afaceri, subordonați, cu care ți înlocuiești familia. Astfel, devine posibilă realizarea unei cariere și, în același timp, manifestarea în rolul educatorului și îngrijitorului. Mai poți alege pentru tine însăți rolul unui aliat al unui șef puternic, al cărui reprezentant cu drepturi depline poți deveni în cele din urmă. De exemplu, în rolul secretarului executiv al șefului, îți poți realiza nevoia de a proteja pe cineva. Te distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură, naturalețe, loialitate și, de asemenea, determinare. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 24 aprilie soarta ta? Ai cu siguranță anumite calități de conducere. Este foarte important pentru tine ca punctul tău de vedere să fie percepută de alții și încerci să-ți transmiți opiniile în orice formă accesibilă, verbală și non-verbală. Atingând anumite înălțimi în carieră și bunăstare materială, direcționez toate resursele disponibile spre îmbunătățirea vieții celor dragi. Persoanele care sunt în contact direct cu tine nu ar trebui să respingă brusc această îngrijire, deoarece aceste lucruri te poate determina să prezinți semne de depresie. Instituția căsătoriei va continua să fie inviolabilă pentru tine, și numai circumstanțele excepționale te vor forța să încalci principiile. Dar chiar și în acest caz, vei lua partea celor slabi și oprimați, manifestând astfel un simț al dreptății. O astfel de atitudine regretabilă față de căsătorie nu te protejează întotdeauna de dezamăgirile amare în dragoste. În viață, toate se întâmplă, dar indiferent de ce lovituri de soartă vor fi căzute asupra ta, continui să fii o bună îngrijitoare a părinților. În a doua etapă a vieții, după familie și copii, pentru tine este importantă activitatea profesională. Pentru tine este foarte important să obții succes în domeniul ales și, uneori devine o alegere dificilă pentru tine când trebuie să-ți sacrifici familia pentru dragostea profesiei tale. Astfel de decizii nu sunt ușoare pentru tine, și nimeni nu poate prezice de ce parte ar trebui să te apropii. Astfel, este extrem de important să înveți să faci compromisuri cu ceilalți și cu tine însăți și, prin urmare, să acorzi o atenție egală familiei și muncii tale iubite. Cu toate acestea trebuie să înveți să-ți controlezi declarațiile. Trebuie să înveți să fii diplomat și strateg, să anticipezi reacția oamenilor din jurul tău. De asemenea, pentru a nu te pierde în întreaga diversitate a vieții, trebuie să decizi cât mai curând posibil domeniul de activitate și toate eforturile trebuie făcute într-o anumită direcție. Stelele ți-au dăruit un grad înalt de discreție, iar dacă reușești să-ți ții sub control emoțiile negative și expresiile personale, atunci succesul îți este garantat. Tu pui interesele celor dragi mai presus de propriile interese, iar un astfel de sacrificiu de sine nu poate fi mituit. Dragoste și compatibilitate. Mai multe decât orice, dorești iubire și nu vei avea niciodată fericire dacă ești singură. Într-o relație strânsă, ești pasională și romantică, dar în același timp, te afișezi exigentă și plină de capcane. Consideri că dragostea este un ritual fără sfârșit, iar dacă ești îndrăgostită, îți poți exprima violent emoțiile, așteptând reciprocitatea de la partenerul tău. Te opui divorțului, mai ales dacă a trebuit să treci printr-un divorț parental în copilărie. Întotdeauna în astfel de cazuri ești de partea celui abandonat și împotriva părintelui care a inițiat divorțul.
Fiind foarte dependentă de dragoste și de relațiile călduroase cu partenerul tău, orice ceartă te poate lipsi de liniște și chiar poate duce la o depresie nervoasă. Dacă ești abandonată de cel iubit, te poți agăța de droguri și de alcool, încercând să scapi de durere. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanții elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. La muncă tu devii un ajutor indispensabil. Ești de succes ca secretară, interpretă de încredere, mâna dreaptă a șefului, deoarece rareori face o înțelegere cu conștiința, beneficiul public pentru tine este mai important decât motivele personale. Tu te străduiești să împărtășești sentimentele și experiențele tale cu alți oameni, iar feedback-ul este foarte important pentru tine. De multe ori te grăbești să te prezinți la șeful șefului tău, dar acest lucru nu este din dragostea pentru puterea în sine, ci pentru a putea forța pe alții să facă ceea ce consideri necesar și corect, așa cum tu consideri a fi potrivit și corect. Sănătate și boli. Tu poți suferi de tulburări frecvente hormonale. Dorința de a avea grijă de cei dragi este adesea exprimată în viața ta economică. Poți fi un bucătar excelent, doar pentru a face plăcere celor dragi, dar nu ar trebui să îi hrănești literalmente pe cei dragi, pentru a nu le provoca boli excesive. În gătit, ar trebui să încerci să acorzi mai mult atenție legumelor și fructelor proaspete și, mai rar, să gătești alimente grase. Pentru dragoste te expui la stres incredibil, deoarece te străduiești cu toată puterea să menții armonie în relațiile cu cei dragi. Orice evoluție nefavorabilă a evenimentelor poate provoca anxietate și depresie, ceea ce uneori duce la dependență de droguri, alcool și supraalimentare. Problemele emoționale pot duce la tulburări hormonale, în special provoacă o lipsă de estrogen și progesteron. Soarta și norocul. Ai venit pe pământ cu o natură muncitoare și încăpățânată și cu un caracter cald. Trebuie să înveți să-ți gestionezi sentimentele și să-ți reduci pasiunile. Discuțiile, dezbaterile excesive și risipirea în bârfă pot crea mari probleme pentru tine în termeni materiali și în comunicarea cu oamenii. Dar dacă vei putea să tragi concluziile corecte din lecțiile învățate și să-ți îndrumi energia și abilitățile pentru a crea condiții favorabile, vei reuși să obții succesul. Norocul te va însoți peste tot. Sfaturi pentru tine. Adesea, viața în căsătorie este plină de suferință, trădare și în dragoste nu reușești să găsești reciprocitate. Dacă faci o alegere în favoarea muncii, atunci echipa și clienții îți pot înlocui familia. Acordă încredere celor pe care îi iubești și oferă-le șansa de a face ceva pentru tine. Scapă de sentimentul că trebuie să comentezi totul. Dezvoltezi puterea voinței și învață să-ți refuze anumite lucruri. Abține-te atunci când îți vine să critici.
Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind de naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.